Doi patroni din județul Gorj au fost amendați cu 40.000 de lei după ce au fost prinși cu angajați la negru. Inspectorii de muncă au depistat doi salariați fără forme legale la societăți din Bălești și Motru. Aceștia munceau în transporturi de mărfuri și construcții. În ultima săptămână, inspectorii ITM Gorj au efectuat 57 de controle și au aplicat amenzi în valoare de 145.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse 171 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.